Mare să fie Domnul. Amin. Și Domnul să binecuvinteze cântarea de laudă în casa Domnului. Amin. În această dimineață vrem să avem un cuvânt pentru acest eveniment al binecuvântării, chiar dacă de multe ori se vorbește despre binecuvântare și în această dimineață mă rog din toată inima Dumnezeu să ne dea o inimă deschisă, pentru că totdeauna mai avem ceva de învățat. Binecuvântarea este un lucru pe care toată lumea îl dorește. Binecuvântarea este un lucru pe care toți îl caută sau toată lumea o caută și de multe ori, n-aș spune că cei mai mulți, dar mulți nu înțeleg de fapt ce înseamnă binecuvântarea. Binecuvântarea, așa cum o găsim în Scriptură, dacă ne luăm, de exemplu, cuvântul pe care îl spune Iacov în capitolul 1, versetul 17, spune așa: orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Înțelegem așadar că binecuvântarea este harul și este grația lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o revarsă peste un om sau peste o generație. Pentru că binecuvântarea aceasta este un lucru pe care Dumnezeu îl dorește pentru toți copiii Lui. Și atunci începe de la un om și poate să continue peste generație. Asta de fapt este, sau ce înțelegem noi din Scriptură, binecuvântarea. Binecuvântarea este harul lui Dumnezeu. Este grația lui Dumnezeu pe care El o revarsă peste un om sau peste o generație. Sigur că există moduri diferite în care binecuvântarea se manifestă. Dați-mi voie să vă dau două moduri în care binecuvântarea se manifestă. În primul rând, binecuvântarea este expresia disponibilității lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este disponibil. Vreau să vă amintesc că binecuvântarea nu o câștigăm pentru că o merităm. Nu? Binecuvântarea sau atunci când mergi înainte lui Dumnezeu și spui: Doamne, binecuvintează-mă, nu încerci să-L convingi pe Dumnezeu. Binecuvântarea nu este ceva pe care o capezi pentru că ai făcut ceva special și Dumnezeu te binecuvintează. Nu! Binecuvântarea, așa cum este găsită în Scriptură, este expresia disponibilității favorabile a lui Dumnezeu. Dumnezeu este disponibil. Dacă vorbea Dumnezeu lui Israel, cuvintele acestea, de fapt, erau înțelese în felul următor. Și spunea Dumnezeu: vreau să fii foarte clar și vreau să fie foarte înțeles lucrul acesta. Eu sunt favorabil ție, îți sunt favorabil. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Și Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun că are disponibilitatea aceasta de a ne fi favorabil și de a ne da binecuvântarea. Pentru că este expresia acestei disponibilități, dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Și apoi, binecuvântarea este de asemenea expresia prezenței continue a lui Dumnezeu peste viața noastră. Dragii mei, înțelegem în sensul acesta că binecuvântarea pe care o descrie Scriptura în sensul acesta nu este ceva pe care o poți măsura. Adică nu este ceva vizibil în sensul că o pui în palmă și spui: uite, așa e de mare binecuvântarea, asta culoare o are, atâta e de grea binecuvântarea, sau știu eu, să poți să o măsori într-un fel sau altul. Nu este ceva vizibil, măcar că vom vedea puțin mai târziu, ea are roadele ei, dar nu este vizibil. Când Dumnezeu te binecuvintează, tu nu vezi, nu-ți dai seama. Există un alt mod de a cuantifica binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Indiferent că vorbim despre disponibilitatea de a fi favorabil pentru noi, sau vorbim despre faptul că Dumnezeu este prezent cu noi în fiecare zi. Există alt mod de a calcula lucrul acesta, de a cuantifica. Și vreau să vă dau câteva exemple. În primul rând, Biblia spune, și fiți foarte atenți la lucrul acesta, pentru că este un lucru pe care de cele mai multe ori noi uităm. Când Dumnezeu dă binecuvântarea, odată ce binecuvântarea este dată, ea rămâne peste acel om toată viața lui. Și vă spune, frate, nu este exagerat? Nu. Pentru că găsim în Scriptură lucrul acesta. Și dați-mi voie să vă argumentez. Pentru că de aia spuneam,
Binecuvântarea nu este ca celelalte lucruri pe care nu le primim. Binecuvântarea este disponibilitatea, este dispoziția favorabilă a lui Dumnezeu pentru noi. Nu pentru că merităm, ci pentru că Dumnezeu vrea. Dați-mi voie să vă dau un argument. 1 Cronici, capitolul 17, versetul 27. Și ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvintează dar, era rugăciunea robului Domnului. Binecuvintează dar casa robului tău, ca să rămână pe vecie înaintea ta. Căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Când noi ne gândim la binecuvântarea lui Dumnezeu, când noi ne gândim la faptul că Dumnezeu este prezent cu noi, Dumnezeu, odată ce ne binecuvintează, Dumnezeu își lasă binecuvântarea peste noi. Ascultam odată o mărturie a unui frate care vorbea despre un copil de-a lui care era de fapt un păstor care vorbea despre experiența pe care a văzut-o de la o familie și spunea că unul dintre copiii unei familii a fost la binecuvântare. Și bineînțeles că au făcut poze și apropo faceți poze cât de multe ca să rămână dovezi. Dar după un timp băiatul acesta care ei s-a mutat în America, s-a înscris în armata americană, a fost în armată, după ce a venit a avut câteva probleme, că există acele efecte ale faptului că te duci în armată, război și mai departe. Și a început să aibă o viață destul de, de distrusă. Și nu contează cât de mult și ce mult a făcut, dar a ajuns la un moment dat să fie foarte distant de familie și de Dumnezeu. Și într-o zi când s-a întors acasă, pentru că se întorcea acasă, avea loc în alt oraș, s-a dus într-o colț acolo a unei camere și a dat peste niște fotografii. Și în acele fotografii s-a uitat la una dintre ele în care el era în momentul în care părinții l-au dus la binecuvântare. Și atât de mult l-a cercetat acel moment încât s-a dus din nou la părinți și a spus: vreau să vin acasă și vreau să mă împac cu Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, odată ce dă Dumnezeu binecuvântarea peste cineva, Dumnezeu nu-i ca noi. Dumnezeu spune că rămâne același Dumnezeu neschimbat și rămâne binecuvântarea peste El, pentru că Dumnezeu așteaptă întotdeauna ca acești oameni binecuvântați să răspundă la această binecuvântare. Deci nu uitați, binecuvântarea este dată de Dumnezeu și odată ce o dă, rămâne pentru toată viața. De asemenea, recunoaștem că binecuvântarea lui Dumnezeu se menține peste viețile noastre nu datorită meritelor noastre, ci datorită harului lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu că suntem binecuvântați. Este harul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne binecuvintează copiii. Este harul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne binecuvintează nepoții. Și auziți ce spune cartea Exodului, capitolul 33, versetul 19. Spunea Dumnezeu: eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Dumnezeu își menține binecuvântarea peste noi pentru că este bun și pentru că este harul lui Dumnezeu în funcțiune. Mărit să fie Domnul! Amin. Și de asemenea, binecuvântarea întotdeauna se vede prin roadele ei. Atunci vedem noi cum suntem binecuvântați. Și despre lucrul acesta vom vorbi puțin mai târziu. Dar de asemenea vreau să mă amintesc un lucru, pentru că este scris în Scriptură vis-a-vis de binecuvântare și este bine să știm. Odată ce Dumnezeu dă binecuvântarea într-o familie, această binecuvântare poate să fie transmisă și este în Scriptură peste generații. Rămâne binecuvântarea în familie peste generații. Și aici vom vorbi puțin mai târziu de importanța și cât de binecuvântați sunt copiii care cresc în familii de credincioși. Dați-mi voie să vă dau un argument la acest lucru. Deuteronom, capitolul 7, versetul 9. Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și auziți, își ține legământul și îndurarea Lui până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Dumnezeu ne binecuvintează familie. Eu am fost binecuvântat pentru că m-am născut într-o familie de credincioși. Dumnezeu a binecuvântat familia părinților mei. Și Dumnezeu a continuat să binecuvânteze familia mea. Și Dumnezeu continuă să binecuvânteze familia copiilor mei. Pentru că Dumnezeu se uită la noi nu doar la un timp și spune atât te binecuvintești apoi. E adevărat că există acest argument pe care îl găsim pe față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Dar Dumnezeu
este Cel care ne binecuvintează. Cum a binecuvântat părinții noștri, ne binecuvintează pe noi și vrea să binecuvinteze generațiile care vin după noi. Și spunem pentru aceasta, mărit să fie Domnul. Vedeți ce importantă este binecuvântarea lui Dumnezeu? Este important să înțelegem că Dumnezeu are voința, este disponibil, este favorabil pentru noi și pentru casele noastre. Și El își menține binecuvântarea peste noi și spunem pentru aceasta, mărit să fie Domnul. Dar ne întoarcem la binecuvântarea de copii. Și de multe ori când vorbim despre această binecuvântare, vrem să înțelegem de fapt ce înseamnă lucrul acesta, cum se manifestă. Cu siguranță că ați mai auzit lucruri pentru că s-a mai predicat la binecuvântări, nu vreau să spun lucruri noi și nu pretind să spun lucruri noi, dar vreau să ne amintim câteva lucruri și să vedem cum putem noi. Pentru că până aici am vorbit despre ceea ce face Dumnezeu, dar vorbim despre tot ceea ce face Dumnezeu și ce putem să facem noi. În această dimineață vreau să vedem cum putem și noi să ne binecuvântăm copiii. Haideți să vedem cum poate Dumnezeu să binecuvinteze copiii. Există două componente ale binecuvântării copiilor, așa cum găsim în Scriptură. Vreau să vă spun că tot ceea ce găsim în Vechiul Testament, unele lucruri au fost aplicate și în Noul Testament. Aceste două componente vis-a-vis de binecuvântarea copiilor este o componentă, aș spune eu, preoțească și apoi este o componentă părintească. Adică este o parte în care Dumnezeu implică preotul, și vom vedea despre ce este vorba, în binecuvântare, și apoi Dumnezeu implică părinții în binecuvântarea copiilor. Dar în ambele situații, și vreau să fim foarte atenți la această expresie pe care am folosesc, în ambele situații, binecuvântarea este un act solemn de închinare, de credință și de profeție. Binecuvântarea, indiferent că este făcută în casa Domnului, sau indiferent că este transmisă prin părinți, este un act solemn de închinare înaintea lui Dumnezeu. Noi recunoaștem că binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Noi recunoaștem că aceste binecuvântări pe care le dorim vin prin credință. Noi credem că Dumnezeu poate să dea aceste binecuvântări. Și apoi, vorbim despre profeție, vorbim despre lucruri care se vor întâmpla, pe care nu le știm, dar Dumnezeu le împlinește. Așadar, nu uitați, binecuvântarea copiilor este un act care ține de închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, de credința noastră și de lucruri de viitor profetice. Dar ce ține de binecuvântarea, prima componentă care ține de binecuvântarea preoțească? Noi întotdeauna citim la binecuvântare și fratele Dane care va face, va oficia binecuvântarea, va citi din cartea Numerilor. Aduceți aminte cartea Numerilor? Spune Biblia acolo de la versetul 22 că Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă un lucru foarte important. Gândiți-vă la aspectul acesta, în mijlocul poruncilor și a restricțiilor pe care Dumnezeu le-a pus înaintea lor, înaintea poporului evreu, și erau restricții foarte aspre. În mijlocul multor specificații, detalii vis-a-vis de tot ceea ce ei trebuiau să facă, îndatoririle pe care le aveau. În mijlocul pedepselor îngrozitoare pe care Dumnezeu le-a spus, dacă veți călca porunca mea, uite ce se va întâmpla cu voi. Și în mijlocul atâtor lucruri care țineau de ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru ei. Dintr-o dată, apare un lucru frumos, un lucru extraordinar, care de asemenea Dumnezeu vrea să-l facă pentru poporul evreu. Și spune versetul 22, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Dragii mei, acest segment al binecuvântării este specific preoțească. Această binecuvântare este o slujbă preoțească. I-a spus Dumnezeu lui Moise, spune-le lui Aaron și fiilor lui. Și știți că Aaron și fiii lui erau de fapt seminția preoțească. Ei trebuiau să rostească această binecuvântare. Ei trebuia să vină să spună, așa Dumnezeu ne-a poruncit să facem. Dacă vorbim despre, de exemplu, orice slujbă care se făcea în templu, era făcută de preoți, da? Și era importantă, nu putea să facă oricine. Era slujba preoților. După ceea ce spune Dumnezeu aici, și vreau să spun că toți
agrează, toți teologii agrează că această relație și această slujbă era la fel de importantă ca orice slujbă care se face la templu, binecuvântarea copiilor. Și trebuia să fie făcută de preoți. E adevărat că ea era repetată câteodată în familie, dar nu tata, ca și preot, zic eu, cum spunem noi acum, trebuia să rostească binecuvântarea. Tata putea să o repete. Tata putea să spună exact ce a spus Aaron sau fiul lui. Dar această binecuvântare, cum spuneam, are componentă preoțească. Și această binecuvântare se rostea ori de câte ori. Era o întâlnire solemnă a poporului Dumnezeu, poporului Israel în fața lui Dumnezeu. Ori de câte ori aveau nevoie ca să simtă această binecuvântare, Aaron și fiul lui o rosteau înaintea poporului. Pentru că, repet, are această componentă preoțească. Și în ea sunt trei lucruri importante pe care vreau să le amintesc. Pe care Dumnezeu le avea în vedere pentru poporul evreu, pe care Dumnezeu le are în vedere pentru familiile noastre și pentru copiii care sunt aduși la binecuvântare. Repet ceea ce spuneam mai înainte. Binecuvântarea asta are o componentă profetică. Noi ne vom ruga pentru acest nou născut, cum îl facem de cele mai multe ori, și vorbim despre ceea ce ne dorim. Dar Dumnezeu știe viitorul fiecăruia. Dumnezeu știe timpul cât vom trăi pe pământul acesta. Dumnezeu știe nevoile pe care fiecare le are. Dumnezeu știe multe lucruri pe care nu le știm. De aceea, Dumnezeu a spus, este foarte important, pentru că este o componentă care ține Dumnezeu. Trei lucruri. Biblia spune că și această binecuvântare are trei elemente. În primul rând spune că El, Dumnezeu, ne păzește. Domnul să te păzească, să te binecuvânteze și să te păzească. Vă dați seama, siguranța este prima binecuvântare pe care Dumnezeu o rostește pentru copiii Lui. Siguranța. Este un lucru foarte important să înțelegem că dacă Dumnezeul nostru ne este favorabil, dacă Dumnezeul nostru este cu noi, El ne aduce siguranță, pentru că noi nu suntem în lumea aceasta singuri, măcar că de multe ori credem că suntem singuri. Și Dumnezeu spune, primul lucru pe care vreau să vi-l dau este să aveți siguranță. Voi vreau să știți că Eu sunt favorabil pentru voi, că Eu sunt cu voi în fiecare zi. Și Dumnezeu este Cel care rămâne cu noi. Și spunea la un moment dat Biblia, dacă Dumnezeu este cu noi, ce mai contează ceilalți dușmani? Ce mai contează că oamenii ne urăsc? Ce mai contează că lumea aceasta complotează împotriva noastră? Ce mai contează că diavolul ne este dușman? Dacă Dumnezeu ne este favorabil, Dumnezeu ne aduce această protecție. Mărit să fie Domnul! Și prin binecuvântarea pe care o cere în biserică, cum o cerea atunci preotul în templu sau unde se făcea binecuvântarea, Dumnezeu spune, Eu te voi păzi. Spune Psalmul 27, versetul 1, așa de frumos. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Mi-aduc aminte când copiii mei erau mici, Bianca, stăteam în zalău, la apartament, așa cum cei mai mulți aveam atunci, și încercam să-mi protejez, eu știu, prizele, puneam leocoplast, era în România atunci, dactei cum e aici, și puneam acolo tot felul de lucruri ca să, eu știu, să nu bagi nimic în priză. Mi-aduc aminte că a venit toată la mine unul dintre copii și la lucru acolo, eu lucram într-o centrală telefonică automată, aveau niște alimentări acolo, nu știu cum s-a întâmplat că a luat ceva ca un fel de șurub și a băgat un șurub acolo la alimentare de 2,20. A făcut dată un boom puternic, toată lumea s-a luat. Vă dați seama cât de mult m-a speriat. Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Dar nu uitați ce spune Scriptura. Dejaba încercăm noi să ne protejăm copiii. Dumnezeu ne este favorabil, dragii mei. Și Dumnezeu a spus, vreau să înțelegi că Eu îți păzesc casa ta și îți păzesc viața ta. Și spune pentru aceasta mărit să fie Domnul. De asemenea, un al doilea lucru, un al doilea element pe care îl găsim în această binecuvântare preoțească pe care Dumnezeu a poruncit să o facem, este că El este milostiv față de noi. Domnul să facă, să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Dragii mei, prin binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă, este ca și cum El a răsat peste noi, ne încarcă
ne umple de semne de favorabilitatea lui Dumnezeu, de cadouri, dacă vreți. Binecuvântările sunt niște cadouri pe care Dumnezeu ni le dă. Și spune acolo că Domnul este Cel care este milostiv față de viața noastră. În multe aspecte, și nu vreau să amintesc foarte mult despre lucrul acesta, dar fiecare dintre noi ne dăm seama cât de bun a fost Domnul cu viața noastră. Pentru că am primit prin binecuvântarea lui Dumnezeu, care s-a oficiat în casa Domnului, acest mare cadou al faptului că Dumnezeu este milostiv față de viața noastră. Și spune: mărit să fie Domnul. Amin. Și apoi, în al treilea rând, spune că El este Cel care ne dă pacea. Este un aspect care nu ține de copiii aceștia mici, când aduci la binecuvântare, dar ține de viața care urmează în curs. Și spune Domnul: Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Dragii mei, când fața prezenței lui Dumnezeu este înălțată peste noi, așa cum spune în această binecuvântare, când ochiul binevoitor al lui Dumnezeu veghează asupra noastră, există un lucru pe care noi îl primim. Există un lucru care Dumnezeu ne binecuvintează, și anume că noi primim pace în sufletul nostru. Nu vorbim despre pacea aceasta din lume, ci vorbește aici despre pacea sufletului. Pentru că la un moment dat, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, prin Iisus Hristos, noi primim ispășire pentru păcatele noastre. Noi primim iertare în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și când noi vorbim despre faptul că suntem împăcați cu Dumnezeu, asta ne dă nouă pacea. Asta se întâmplă peste copiii noștri și peste viețile noastre, pentru că Dumnezeu ne-a promis prin această binecuvântare: Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Ne rugăm în această dimineață ca toți ai noștri să primească această pace a sufletului, în care Dumnezeu să schimbe viața noastră, să transforme viața noastră, și cum spune Scriptura, prin pocăința și prin radele pocăinței, noi, fiecare dintre noi, să trăim o viață de ascultare în a împlini voia Dumnezeu. Și mă rog la aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este acest aspect al binecuvântării preoțești pe care noi oficiem în biserică. Dar spuneam că are o altă componentă binecuvântarea copiilor noștri. Și vorbim despre componenta părintească. Vorbim despre componenta familială. Și mă întorc acum la textul pe care l-am citit, pentru că am citit un text despre Iacov și despre Iosif. Spune la un moment dat acest pasaj că Iacov l-a binecuvântat pe Iosif. Iacov l-a binecuvântat pe Iosif. Și întrebarea mea este: oare în ce constă binecuvântarea pe care noi ca și părinți putem să o aducem pentru copiii noștri? La ce se referă aici? Este vorba doar de niște cuvinte frumoase pe care le spunem? E adevărat că și cuvintele au rolul lor. Îmi place întotdeauna când ne binecuvântăm, ne întâlnim, venim la casa Domnului sau cu altă ocazie și ne binecuvântăm. Ne spunem de aici la amvon: binecuvântați-vă unii pe alții. Este un lucru frumos. Doar atât? La asta se referă segmentul acesta al binecuvântării părintești? Doar la cuvinte? Nu. Pentru că există un aspect despre care vreau să vorbesc în această dimineață vis-a-vis de binecuvântarea părintească. O binecuvântare adevărată, părintească, transmite o moștenire spirituală. O adevărată binecuvântare pe care noi ca și părinți, de care suntem responsabili, nu putem să spunem că nu suntem responsabili de copiii noștri în multe aspecte. Dar dacă suntem responsabili de ceva, este ca să aducem și să transmitem o binecuvântare care să conțină o moștenire spirituală. Ce aducem noi? Ce oferim noi copiilor noștri? Pentru că din textul acesta pe care l-am citit, Iacov și cu Iosif, găsim cel puțin trei lucruri pe care vreau să le amintesc. Cum putem noi să binecuvântăm copiii noștri? Cum putem noi să ne binecuvântăm copiii? Știm cum poate preotul să ne binecuvânteze copiii. Știm cum poate Dumnezeu să binecuvânteze copiii noștri. Dar cum ne putem noi binecuvânta copiii? Și găsim în acest text trei elemente ale binecuvântării părintești. Trei elemente. Nu uitați, a transmite o binecuvântare sau a binecuvânta înseamnă a aduce o moștenire spirituală, a aduce ceva bun. Versetul 15 spune așa, din Genesa 18. Dumnezeu spunea
la un moment dat Iacov când a binecuvântat pe Iosif. Dumnezeu înaintea căruia a umblat părinții mei Avram și Isaac. Vorbește aici despre Dumnezeu. Vorbește despre relația pe care a avut acești oameni, Avram, Isaac și Iacov, cu Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, pentru oamenii aceștia, cum ar trebui să fie pentru noi ca și părinți, cea mai importantă, dacă vreți, cel mai important scop, cea mai importantă lucrare pe care vrem să o facem este ca să aducem experiența noastră în inima copiilor, să o punem înaintea lor. Despre asta vorbea la un moment dat Iacov. Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei și au umblat și eu. Pentru că această binecuvântare învață copiii adevărata natură a credinței. Le putem noi spune copiilor noștri ce vrem. Nu înseamnă că nu trebuie să le spunem. Dar mai mult decât cuvintele noastre, știți ce vorbește? Viața noastră. Moștenirea pe care o aducem copiilor noștri. Eu am, ca și mulți dintre noi, am crescut într-o familie. Niciodată, adică nu niciodată, de multe ori n-am înțeles lucrul acesta până când am ajuns mai târziu să am și eu copii. Și am mulțumit Dumnezeu pentru părinții mei. Am mulțumit pentru harul de a mă naște într-o familie de credincioși. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu era așa. Nu știu, numai Dumnezeu știe. Dar este o mare binecuvântare pentru copiii care se nasc în familie de credincioși. Nu uitați tinerilor. Dar nu uitați părinților. Noi trebuie să aducem și să binecuvântăm copiii noștri învățându-i ce înseamnă credința adevărată. Adică vorbim despre experiența noastră cu Dumnezeu, arătându-le de fapt ce înseamnă lucrul acesta. Pentru că oamenii aceștia, Avram, Isaac și Iacov, l-au recunoscut pe Dumnezeu ca singur Dumnezeu adevărat, s-au închinat înaintea Lui, au vorbit cu Dumnezeu, au avut experiență de comunicare cu Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit cu ei, au umblat cu Dumnezeu, adică au ascultat de poruncile Lui, pentru că au înțeles că voia Lui Dumnezeu pentru ei trebuia să rămână primordială. Și despre asta vorbea Iacov lui Iosif în binecuvântare. Dumnezeul înaintea căruia a umblat părinții mei. Experiența și, dacă vreți, viața noastră trebuie să ne aducă aici. Binecuvântarea sau elementul binecuvântării copiilor noștri, ca și părinți, este ca să îi învățăm, să punem înaintea lor adevărata religie, adevărata credință, ca să poată și ei mai departe să ducă aceeași credință. Și mă rog pentru aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, suntem responsabili pentru lucrul acesta. Nu știm care va fi reacția lor și nu despre asta vorbim. Dar datoria mea ca și părinte este să trăiesc în ceea ce înseamnă adevărata credință. Ce am învățat, la un moment dat spunea, ce am auzit, ce am văzut, ce am auzit cu urechile noastre, am văzut cu ochii noștri, aceea vă vestim. Noi ca și părinți trebuie să aducem înaintea copiilor noștri această natură a credinței. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Adică cu alte cuvinte, să-L arătăm prin viața noastră pe Dumnezeu. Asta ne cere Dumnezeu. Și asta înseamnă segmentul binecuvântării părintești pe care o găsim la Iacov în binecuvântarea lui Iosif. În al doilea rând, această binecuvântare părintească comunică copiilor o atitudine optimistă despre viitor. Vedeți dumneavoastră, un copil întotdeauna are temerile lui. Ca și un om matur, fiecare avem temerile lui. Dar binecuvântarea, de fapt, comunică lui Dumnezeu ceva. Comunică faptul că există continuitate în binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Noi vorbim despre un Dumnezeu care n-a binecuvântat doar pe părinții noștri. Și nu doar ne-a binecuvântat pe noi care suntem astăzi. Ci vorbim despre un Dumnezeu care, așa spunea Cartea Sfântă, El binecuvântează copiii noștri până la al miilea an. Există o continuitate. Noi vorbim despre un Dumnezeu care rămâne credincios legământului și rămâne credincios făgăduinților Lui. Și asta trebuie să comunicăm noi copiilor noștri. Și asta trebuie să le spunem. Dumnezeu este Cel care rămâne credincios. Și El niciodată nu-și ia cuvântul înapoi. Dumnezeu niciodată nu-și ia vorba înapoi. Dumnezeul nostru, spune Scriptura, El nu minte. Și ceea ce spune, face. Măriți să fie Domnul. Și apoi,
Această binecuvântare pământească are o altă coordonată și anume arată copiilor avantajele de a trăi o viață evlavioasă. Nu vorbim doar despre experiența aici, că noi am umblat cu Dumnezeu, că părinții noștri au umblat cu Dumnezeu, ci vorbim despre experiența lor, pentru că istoria părinților, dragii mei, devine, aș spune eu, o verigă importantă în lanțul istoriei copiilor. Am văzut, eu am crescut tânăr, copil fiind, într-o perioadă în care biserica era oarecum asuprită și am auzit de la părinții mei, am auzit de la frații din biserică cum se rugau cu pernele puse în geam, cum venea jandarmul și aresta și bătea. Și eu am auzit de la oameni, n-am avut experiențe de genul acesta, am avut altfel de experiențe în perioada comunistă, dar nu așa ca și ei. Dragii mei, am văzut cât de mult i-a ajutat pe acești oameni relația lor cu Dumnezeu, pentru că în încercări, în necazuri, în probleme, i-au rămas statornici lui Dumnezeu. Părinții ne învață că Dumnezeu onorează viața de evlavie. Viața lor ne-a învățat pe noi ca să rămânem credincioși de Dumnezeu, pentru că am văzut cum Dumnezeu întotdeauna onorează pe cei care trăiesc după voia Lui. Și asta trebuie să comunicăm noi în binecuvântarea copiilor. Și anume că există un avantaj al faptului că noi trăim o viață de evlavie. Și așa trebuie să fie. Și în felul acesta spune Scriptura că Iacov l-a binecuvântat pe Iosif. I-a arătat trei dimensiuni a binecuvântării părintești. Și toate acestea, dragii mei, sunt valabile și în vremea aceasta pentru noi. Dragii mei, suntem responsabili atât. Este o frumusețe să ai copii. Și întotdeauna, și vă spun sincer înainte de Dumnezeu, cu toată inima îi mulțumesc Dumnezeu pentru familia care mi-a dat-o. Este un mare har să ai copii. Este un mare har să ai nepoți sau strănepoți mai târziu. Este un mare har. Suntem binecuvântați. Dar cel mai mare har este că Dumnezeu ne este favorabil. Că Dumnezeu își întinde mâna peste noi. Și binecuvântează viața noastră și binecuvântează inimile noastre. Și vreau să închei în această dimineață cu trei întrebări. Este o provocare pe care Dumnezeu ne face tuturor în această dimineață care suntem părinți sau care urmează să fie părinți în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Trei întrebări vis-a-vis de ceea ce am vorbit în această dimineață. În primul rând, încercăm noi să învățăm de la părinții noștri, de la strămoșii noștri, realitatea umblării cu Dumnezeu? Înțelegem noi că Dumnezeu caută în viața noastră să-L onorăm prin a trăi, a continua să trăim frumos cum au trăit părinții noștri? Învățăm noi de la ei? Ne place exemplele, ne place viața lor, ne place modul în care au trăit ei. E adevărat că în discuția pe care am avut eu cu tatăl meu, sigur eram slujitor la o vreme, undeva la 23 de ani, am 35 de ani de când sunt ordinat, și discutam anumite lucruri și erau păreri care nu le aveam la fel. Pentru că sunt anumite lucruri care țin de, eu știu, încuvințare. Dar mi-a plăcut întotdeauna sinceritatea lor în a sluji pe Dumnezeu. Întrebarea este, învățăm noi de la acești înaintași ai noștri? Sau ne facem noi viața și religia noastră și credința noastră cum vrem noi? Pentru că Dumnezeu vrea să fie onorat și prin faptul că, spuneam, trăim la fel ca și părinții noștri. În al doilea rând, o altă întrebare, o altă provocare. Căutăm noi să trăim ca cei care caută binecuvântarea Dumnezeu ca fiind cel mai important lucru pentru noi? Spuneam că Dumnezeu este favorabil. Spuneam că Dumnezeu nu schimbă planurile Lui. Dar noi trebuie să rămânem credincioși înaintea Lui. Noi trebuie să rămânem oameni care să căutăm ca această binecuvântare să se manifeste din plin în viața noastră. Suntem noi oameni care vrem să fim binecuvântați? Sau doar vrem să aducem pe copii la binecuvântare, spunem, Doamne, binecuvântează-i. Și apoi fiecare ne facem de cap. Nu. Noi trebuie să căutăm să rămânem în binecuvântarea Dumnezeu. Pentru că noi, ca și părinți, spuneam, transmitem binecuvântarea copiilor noștri. Și în al treilea rând, o altă provocare. Dorim noi să transmitem copiilor noștri adevărul. Și auziți? Și premiza faptului că Dumnezeu este Cel care poate să binecuvânteze și pe ei? Dumnezeu este Cel care ne-a pus nouă această responsabilitate de a vorbi generației care vin după noi. Că Dumnezeu rămâne același. Că Dumnezeu nu se schimbă.
Suntem noi dispuși să facem lucrul acesta? Pentru că ține de binecuvântarea părintească pe care Dumnezeu vrea să o dăm copiilor noștri. Mai mult decât banii pe care îi strângem pentru copii și ajutăm și multele alte lucruri pe care le facem. Noi trebuie să fim oameni care să-i binecuvântăm în felul acesta. Lăsând experiența părinților noștri în viața noastră, transmitându-o mai departe și învățându-i că Dumnezeu rămâne același Dumnezeu. Vreau să închei cu un verset din Psalmul 78, versetul 8, 7, unde spune așa: pentru ca aceștia, adică copiii noștri și nepoții noștri, să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Vrem lucrul acesta? Amin. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin. Este frumos atunci când copiii sunt aduși în casa Domnului pentru binecuvântare. Este binecuvântarea care ține de componenta preoțească. Dar este frumos că noi ca și părinți, prin aceste lucruri pe care le-am amintit și nu sunt singurele, aducem și ducem mai departe binecuvântarea pe care Dumnezeu vrea să ne o dea și copiilor noștri și nepoților noștri. Cu acest gând pe care spunea David aici, pentru ca ei să nu își pună încredere în altceva decât în Dumnezeu și să nu uite că Dumnezeu este un Dumnezeu care lucrează și păzește. Și spune la aceasta: mărit să fie Domnul. Amin.